Stimați participați la conferința 6-a în domeniul chimiei ecologice și chimiei mediului, în primul rând aș vrea ca în numele colectivului Institutul de Chimie la Academiei de Științe a Moldovei să vă salut în această sală. Mă bucur că ne revedem, să vă doresc succese și în realizarea programului acestei conferințe. Acum permiteți-mi să vă prezint raportul meu, deci ce se referă la tehnologii inovaționale pentru tratarea apelor subterane. Este cunoscut faptul că până în anii 50 ai secolului trecut, în natură era un echilibru între factorul între mediu și omenirii. Din păcate, după acum, acest echilibru s-a deteriorat. Predomină, din păcate, factorul antropic, care ne pune în mari dificultăți ce se referă la mediul ambient. În aceste condiții vine în serviciu și în salvare chimia ecologică. Eu în slide, vedeți pe slide-uri, sunt și varianta română și varianta engleză, deci ca să fie cei care nu cunosc româna, să poate citi și varianta engleză. Deci chimia ecologică are o importanță deosebită în aceste probleme și deci rezultatele vizând procesele, studiul proceselor și mecanismelor de transformare, migrare, descompunere catalitică, imobilizare, adsorpție, etc., a poluanților organici și anorganici, care pătrund în obiectele mediului înconjurător, stau la baza elaborării tehnologiilor performante de tratare a mediului. Apele subterane din Republica Moldova alcătuiesc un volum de circa 1 milion de kilometri, 1 km³. Conform datelor Ministerului Sănătății, din păcate, aceste ape 5% nu corespund normelor sanitare impuse de statutul apelor potabile. Ele sunt poluate cu ion de fluor, hidrogen sulfurat, ion de fier, mangan, stronțiu, amoniac, metan, etc. Una din problemele foarte arzătoare în Republica Moldova este apele freatice, care circa 80% din aceste ape sunt poluate cu nitrit, nitrat, amoniac. Și, din păcate, aceste poluări sunt de origine antropogenă. Pe parcursul la mai mult de 15 ani, Institutul de Chimie cercetează procese și, care cuprind tehnologii care au în activitate elaborarea tehnologiilor de tratare a apelor subterane. Deci, utilizând deci, catalizatori pe bază de cărbune activ, și asta vreau să spun, asta e o premieră mondială, deci am avut un proiect CERDF MRDA cu Universitatea din New York, unde am studiat aceste procese de eliminare hidrogenului sulfurat și a sulfurilor din apele subterane și el a avut o rezonanță mondială, inclusiv și în Statele Unite ale Americii. Deci acest catalizator pe bază de cărbune activ oxidat și impregnat cu ion de cupru a permis ca să evităm procesul de formare a sulfurului coloidal în oxidarea sulfurilor. Deci acest, pentru că în lume erau cunoscute tehnologii cu utilizarea cărbunilor activ, însă toate aceste tehnologii conduceau la formarea sulfurului coloidal care calmatau porii cărbunilor activ și astfel în foarte puțin timp acești catalizatori ieșeau din activitate, adică nu mai aveau activitate. Deci procesul de formare a cărbunilor activ este prezentat pe acest slide. Deci, pardon, bioxidul de carbon sau vapori de apă interacționează cu atomii de carbon din mangal amorf, altfel, adică formându-se deci, o porozitate care este prezentată pe acest slide cu pori micro, mezo și macropori. Deci procesele care au loc în
acest timp, deci sunt redate pe acest slide, deci sâmburi de piersici care au o formulă brută, care este prezentată, deci la temperatură, la 400-500 de grade, în lipsa oxigenului, se formează mangalul și apele pirolignoase, care sunt foarte complicate și, vedeți, formula, adică compoziția lor este prezentată pe acest slide. Deci, din mangal cu vapori de apă la temperaturi de 800-900-1000 de grade, se obțin cărbuni activi, deci care procesul chimic poate fi redat prin schema respectivă. În activarea chimică, procesul este de curge mai simplu, deci el se reduce la deshidratarea materiei lemnoase care este supusă activării. Am vorbit anterior că cărbunii activi intacți nu au mare efect în tratarea catalitică a apelor subterane. Deci este, a fost nevoie de a oxida cărbunii activi. Deci cărbunii activi cu diferiți oxidanți, inclusiv cu ozon, peroxid de hidrogen, acid azotic concentrat, etc., se produce oxidarea cărbunilor activi și formarea grupelor funcționale de natură, deci acidă și bazică. Vedeți aici aceste grupe funcționale care se formează în procesul activării. Deci procesele de sorbție a cărbunilor activi a fost studiate minuțios și s-a demonstrat că circa 70% din schimb din imobilizarea metalelor grele provine datorită mecanismului schimb de ioni și 30% se formează datorită deci formării grupului legăturilor coordinative. Pardon. Aceste mecanisme poate fi redate prin schemele care sunt prezentate aici, schimbători de ion, deci ionul de metal este substituit hidrogenul din grupele fenolice și din grupele carboxilice, formând aceste legături chimice. Procesul, mecanismul de formare a cupușilor coordinative este redat pe acest slide. În timpul mobilizării metalelor grele s-a demonstrat că porozitatea, adică suprafața și volumul sorptiv a porilor se micșorează. Și asta se datorează faptului că ionul de metal formează legături chimice între grupurile funcționale, altfel blocând o parte din pori. Deci aceste studii au fost utilizate pentru soluționarea practică a problemelor care sunt în Republica Moldova. În mod special, deci în orașul și în zona deci Hâncești, ăsta care nu cunosc geografia Republicii, asta e vreo 40 km la sud de Chișinău, apele subterane care este alimentat orașul Hâncești, din păcate, conțin până la 10 mg de hidrogen sulfurat. Norma fiind de 0,1, adică de 80 de ori e mai mare concentrația hidrogenului sulfurat sau ionului de sulfură, decât este norma stabilită. De asemenea, apele subterane din raionul Hâncești conțin și până la 4 mg la litru de amoniac. Norma fiind de 0,5, adică de 8 ori mai mare decât este norma stabilită. Deci noi, împreună cu colegii din laborator, sunt prezenți aici și mă bucur și îi salut, am elaborat o tehnologie, s-a utilizat această schemă pilot, care a funcționat în mod automat aproape jumătate de an la stația de tratare din Hâncești și s-a soluționat problema, deci atingând 100% de diminuare adică, a hidrogenului sulfurat, sulfurilor, și 30% din amoniac. Aceste procese, cum vă spuneam anterior, deci cărbunii activi intact sau oxidați, deci procesul de oxidare formează sulf coloidal. Iată.
Vedeți, aici sulful coloidal. Și, că, cum am spus anterior, deci calmatează porii. Însă, deci, când folosim catalizatori pe bază de cărbuni activi impregnați cu ion de fier sau cu ion de cupru, sulful coloidal, zero. Deci, sulfura, S-2, trece sau în tiosulfat, sulfit sau sulfat. Deci, acest proces a experimentat pe ape reale. Și iată, vă zic, în apele reale, deci un catalizator bază de cupru, îl vedeți aici tot, deci sulful coloidal zero. Deci acest proces a fost explicat prin cercetările deci chemiluminescența a acestor catalizatori. S-a demonstrat că deci catalizatorul bază de cupru deci elimină deci radicali liberi de OH care foarte ușor deci oxidează ionul de sulfură. Mecanismul acestui proces este redat pe acest slide. Deci în primul rând oxigenul atomar, deci că oxidează suprafața cărbunelor activ formându-se grupări funcționale care am vorbit anterior, apoi deci cu o soare de cupru, în cazul acesta clorur de cupru, formează legături chimice cupru cu deci, grupări de funcționare care în procesul de aerare cu oxigen formează, deci cupru se reduce până la cupru plus 1 și formează radicali liberi de OH care, deci foarte ușor, deci oxidează ionul de sulfură și trecându-l în sulfat sau în sulfiți. În cazul când nu este, deci catalizatorul nu are suport de cupru, deci se formează sulf coloidal care deci calmatează porii cărbunelor active. A fost elaborat un procedeu, deci o schemă tehnologică care lucrează foarte bine pentru tratarea apelor de hidrogen sulfurat. Altă problemă care există în Republica Moldova, am vorbit anterior, sunt ionii de, adică concentrația mărită a ionilor de fier și a ionilor de mangan. Deci un caz concret în satul, în comuna Sculeni, care este la frontieră cu Iașu, deci acolo concentrația ionilor de fier este de 1,329 de miligrame la litru, norma fiind de 0,3, adică de 4 ori mai mare. Și ionul de mangan are o normă, este 0,35 miligrame la litru, în realitate este 0,45, adică de 9 ori mai mare. Deci noi am elaborat o schemă, o tehnologie care ne permite să tratăm aceste ape. Procesul se reduce la cei, deci modificând pH-ul apei, deci, dar în normele stabilite, deci fierul 2 trece în fierul 3, manganul 2 trece în manganul 4, se obține un precipitat care este filtrat printr-un filtru din nisip, apoi e dezinfectat și apa devine potabilă. Deci, cum am spus anterior, deci prin catalizatorul de cărbune activ cu ionul de cupru am reușit 100% să eliminăm hidrogenul sulfurat, dar ionul de amoniu l-am reușit numai la 30%. De aceea ne-am propus să cercetăm acest proces ca să soluționăm problema deci, ionului de amoniu. Deci am elaborat o tehnologie utilizând hipoclorit de calciu și utilizând și cărbune activi industriali, am reușit să soluționăm și această problemă. Deci noi 100% putem să deci, tratăm apele subterane de hidrogen sulfurat, ionul de amoniu, ion de fier, ion de stronțiu, ion de mangan. Deci acum noi am anunțat și Centrul de Medicină Preventivă și Ministerul Mediului, suntem disponibili să participăm, să soluționăm probleme în teritoriu
pentru soluționarea acestor probleme. Și vedeți aici echipa laboratorului care a participat în mijlocul la aceste tehnologii și mă folosesc de această ocazie. Le mulțumesc și mulțumesc dumneavoastră pentru atenție.